Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la ultima emisiune din această săptămână aici, din acest, sau de la acest frumos pupitru în studioul de radio. Încet, încet se cam duce și luna august a lui 2024, intrăm peste câteva zile în septembrie, din septembrie până noiembrie, decembrie, când începe a doua nebunie a anului, nu mai este chiar atât de mult. Se fac socoteli, se prezintă bilanț, apar candidații, iată cât se poate de oficial, cel puțin deocamdată de la principalele formațiuni politice pentru fotoliul suprem, dacă putem spune, din România, anume scaunul de președinte al României pentru următorii 5 ani. Se discută liste, se negociază poziții eligibile pe acele liste. În toată această perioadă, chiar dacă ați avut senzația că este acalmie, că este liniște, să știți că principalele formațiuni politice muncesc, se fac socoteli, se trage linie, se adună, se scade. Cert este un lucru, există activitate. Despre tot ceea ce se petrece pe scena politică și de ce nu administrativă, a municipiului Târgu Jiu, a județului Gorj și chiar de la nivel național, am deosebită plăcere astăzi de a discuta alături de o persoană cu o vastă experiență, prezentă până mai ieri parcă în peisajul mediatic, o voce critică până la momentul respectiv a spațiului de aici din Gorj. Doamnelor, domnilor, o colegă, pentru că nu se pierde statutul de coleg, chiar dacă, să spunem, nu mai activez în domeniul respectiv, doamna Manuela Misăilescu, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat, filiala județeană Gorj. Stimată doamnă, mulțumim pentru prezență, iată, ne sunteți alături pentru, zic eu, o emisiune mai mult decât interesantă. Bună ziua, vă mulțumesc mult de tot pentru invitație, vă salut pe dumneavoastră, vă salut pe dumneavoastră cei care ne urmăriți pe Facebook și ne ascultați pe undele pe care emite Radio Accent. Mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune și spun că este ultima emisiune dinaintea debutului sesiunii parlamentare. Corect, ultima din mandatul de 4 ani 2020-2024. Și pentru că dumneavoastră spuneați puțin mai devreme că am fost multă vreme colegi de breaslă și că am criticat, am avut o voce critică, dar pertinentă. Am fost o permanentă critică a ceea ce se întâmplă, pentru că lucrurile grave, lucrurile nepotrivite trebuiesc amendate și lucrurile bune trebuiesc spuse. Eu îmi dau seama acum, domnule Catrina, că am fost mult mai critică decât cred că era cazul, fiind acum în postura în care, iată, mă regăsesc, aceea de membru al Partidului Social Democrat, pentru că lucrurile nu se întâmplă chiar așa cum ne-am dorit noi. Din afară se vede altfel, din absolut. Interior mi-am dat seama în timp că trebuie să ai răbdare, trebuie să fii extrem de aplecat asupra ceea ce-ți dorești să faci, să fii determinat și consecvența, din punctul meu de vedere, și tot timpul este cea care câștigă. Mergem mai departe, estimată doamnă, a spus un lucru extrem de interesant. Da, se intră în scurt timp în ultima sesiune parlamentară din actualul legislativ al României. Cei 7 parlamentari de Gorj intră în actualul legislativ la ultima lor întâlnire legislativă în această formulă. Șanse foarte mari să nu mai regăsim aceeași componență, nu mari, sigure, pentru că cel puțin doi foști liberali
nu știu acum ce statut mai au, cred că sunt independenți, ei nu vor mai fi la Gorj. Ei vorbesc tot din postura de membri ai Partid Național Liberal, dacă la vă referiți la domnul Pecincină și domnul Vulceanu. Da. La un moment dat a fost o întreagă tebatură, excluși pentru că tot criticau coaliția, nu știu, au fost, n-au fost excluși. Care ulterior s-a demonstrat că este o retorică a întregului partid. Da, vedem până la urmă că lucrurile nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie într-o coaliție funcțională. Vreau să cred că s-au scos săbile și se rostesc tot felul de cuvinte, poate pentru că urmează cele două bătălii extrem de importante, parlamentarele și alegerile pentru funcția de președinte. Vedem că, iată, ieri liderul PNL oficial și-a anunțat candidatura, noi cam toți intuiam că aici se va întâmpla, asta se va întâmpla. Mai sunt candidaturi, doamna Lasconi, probabil domnul Simion, că na, e vârf de lance al ultranaționalismului, dacă mă întrebați pe mine, ca să nu zic extremismului din România. Și mai sunt voci, cert este un lucru și acolo se anunță, zic eu, o bătălie în doi, PSD și PNL. Vedem mai departe cine, ce și cum la turul 2. Însă v-aș propune să ne focusăm puțin pe ceea ce înseamnă bătălia pentru alegerile parlamentare. 7 posturi de parlamentari, dacă mă întrebați pe mine, cu câteva necunoscute. Adică cine cam ce prinde. Eu am riscat un pronostic, l-am și făcut public, l-am mai discutat cu prietenii zilele astea, am zis că din punctul meu de vedere nu văd cum ar putea să prindă colegiul noastră de coaliție mai mult decât un post de deputat. Se joacă al doilea, nu știu dacă îl vor lua, dacă nu îl vor lua, senatorul, viitorul senator, nu știu dacă va fi din partea PNL, ce aici o întreagă tevatură. La dumneavoastră văd, așa o văd eu, văd două posturi de deputat și foarte probabil un post de senator, probabil noastră v-ați dori în partid trei posturi. Este formula minimă de la care plecăm. Ah, ok, deci aveți un target noastre, minim. Speranțele noastre, da, asta este targetul minim, speranțele noastre și sunt mai mult se joacă. De atât. Restul se joacă, vedem. Dar întâi se vedem listele, știți că toată lumea, noi acum vorbim vorbe. Dar vor conta și listele. Sigur că vor conta listele, pentru că oamenii sunt cei care practic reprezintă partidul. E vorba despre oameni. Vedeți, asta Corect. Este diferența între noi și celelalte partide. Că noi contăm pe oameni, vorbim despre oameni. Oamenii sunt cei care au făcut diferența și oamenii sunt cei care au produs schimbarea în Partidul Social Democrat în ultimii ani. Nu că ceea ce era înainte de a veni actuala formulă de conducere a PSD Gorj și nu ar fi fost una eficientă, ci vorbesc despre schimbarea care s-a produs și care a fost cerută natural prin schimbarea societății, prin evoluția societății. Practic, tinerii sunt cei care au avut un cuvânt de spus în această schimbare, au avut un cuvânt important de spus când vorbim despre schimbarea care s-a produs în Partidul Social Democrat, pentru că ne-a ampliat politica, sau PSD și-a ampliat politica pe nevoile societății, care s-au schimbat în ultimii ani, pentru că au venit alte generații, cu alte așteptări, alte aspirații. Exact, alte aspirații, alte așteptări pe care noi ce trebuia să facem, doar în afară de a le satisface. Asta a fost sarcina, asta a fost, cum să vă spun eu, și provocarea, asta a fost provocarea Partidului Social Democrat de a se adapta societății și nevoilor țării, da? Neuitând de seniorii României, pe care nu-i putem da la o parte, pe care nu-i putem neglija și nevoile cărora reprezintă, sigur, pe mai departe o preocupare. Am luat-o etapizat în ceea ce privește măsurile pe care noi le-am întreprins, dar o să revin la întrebarea dumneavoastră, pentru că este întrebarea tuturor colegilor dumneavoastră din presă. Cine va candida, cine vor fi cei care vor candida pe listele Partidului Social Democrat? Speculăm, dar... Nu vă consumați energia, pentru că în momentul de față tot ceea ce se vehiculează sau ceea ce vi s-a spus sunt doar nume. Nu vă consumați energia cu aceste speculații, aveți doar puțină răbdare, pentru că nu va mai dura mult și noi vă vom face cunoscute numele colegilor care vor candida la alegerile parlamentare din toamna anului 2024. Eu spun doar așa, că în mandatul 2020-2024 PSD Gorj a fost reprezentat în Parlamentul României cu onoare, cu responsabilitate, oamenii care au fost trimiși de gorjeni să ne reprezinte interesele și au făcut foarte bine treaba. Este opinia mea personală, este probabil opinia multor colegi din Partidul Social Democrat.
Și cine vor fi în definitiv cei care vor completa aceste liste vom vedea în viitorul, spun eu, apropiat, destul nu mai durează apropiat. Foarte mult. De altfel, și liderul PSD Gorj, domnul deputat Mihai Weber, spunea că undeva în prima parte a lui septembrie se vor anunța aceste liste și de la colegii noastre de coaliție se așteaptă tot zilele astea aceste liste. Din ce am înțeles, chiar astăzi ar avea o ședință în care vedem dacă se scot săbii, se ascut pistoalele, ca să zic așa. Spuneați dumneavoastră, că, nu vreau să vă întrerup, dar ca să nu-mi uit ideea, spuneați dumneavoastră la debutul emisiunii, în expozeul pe care l-ați făcut, că sunt tot felul de discuții, tot felul de lupte, tot felul de persoane care se exprimă mai încet sau pe voce mai răsnică. De dorințe, să eu le zicem. Eu vă spun așa, că în PSD nu este această atmosferă. În Partidul Social Democrat nu se duce nicio luptă, nu este niciun război. Și sunt criterii foarte clare care vor conta atunci când se vor stabili persoanele care vor completa listele la alegerile parlamentare și sigur este vorba despre meritocrație. Eu spun că este cel mai sănătos criteriu după care putem să facem nominalizările la alegerile, la alegerile parlamentare. Pentru alegerile parlamentare. De altfel, extrem de importante alegerile parlamentare, să nu uităm, o spun pentru a mia oară, cei care fac legile sunt parlamentarii României. Exact. Obligația lor majoră este de a face legi bune pentru țară și o, să-i spunem, obligație secundară de a se zbate ca zona din care sunt trimiși în Parlamentul României să fie bine reprezentată, să fie bine reprezentată în Parlamentul României. Da. Exact, asta spun și eu și de asta, la asta m-am și referit, să știți, atunci când am spus că parlamentarii PSD Gorj au făcut foarte bine treaba. Pentru că, datorită dumnealor, toți primarii din județul Gorj au avut ușa deschisă la ministerele la care au depus documente pentru proiecte și prin intermediul cărora au accesat fonduri. Toți primarii din județul Gorj au avut ușa deschisă. Nu există chiar și din opoziție. Păi nu cred că poate spune vreun primar. Acum, sincer, domnule, am vrut să depun un proiect și mi s-au pus bețe în roate că era ministerul PSD. Asta, sau... Exact asta vreau să spun, nu că asta că ar fi, dincolo cineva. De faptul că ar fi o nenorocire, o nemernicie din partea unui parlamentar sau unui om care are intrare la București să blocheze un proiect bun pentru comunitate. Păi, nu există, nu există localități PSD și PNL. Nu există. Sau alte formațiuni politice. Există doar gorjeni. Și din punctul acesta de vedere, noi, pentru că știți cum e, ar fi devastator pentru un partid politic să se ducă în campanie, iar oamenii de acolo să știe că liderii au boicotat dezvoltarea localității. Ar fi devastator. Da. Nu-și asumă, nu cred că există vreun om politic citov la cap care să-și asume așa ceva așa sau să ceva. Facă o asemenea nenorocire. De asta spun că la nivelul județului Gorj, să știți că toți primarii au avut ușa deschisă la PSD și o mână întinsă din partea liderilor care, atunci când li s-a cerut sprijinul, s-au implicat. O majoritate covârșitoare în ceea ce înseamnă mandatele primarilor în viitorul mandat, viitoarea perioadă, anume următorii 4 ani, 50 de UAT-uri, da. Din cele 52 de fapt, din cele 70. Avem 50 de primari. În momentul de față, da. Sunt 50 de primari ai Partidului Social Democrat cu 6 în plus față de 2020, atunci când s-a plecat la drum cu 44 de primării, dacă nu mă înșel, sau 45 de primării în 2020. Este o creștere foarte frumoasă, este o creștere sănătoasă, bazată pe construcție. Nu este o creștere forțată, nu este o, cum să vă spun eu, o accelerare nefirească și de aceea avem mare încredere că rezultatul obținut la alegerile locale din 2024 se vor reflecta. Asta voiam pe să plus. Spun. Ar trebui să se regăsească în ceea ce înseamnă voturile pentru Parlamentul României din următorii 4 ani. Dar să știți că este o miză importantă și președinția României. Absolut. Pe care nu o putem da la o parte. Absolut. În discuția noastră de astăzi, în sensul în care eu consider că ceea ce s-a întâmplat la Congresul Partidului Social Democrat din data de 24 august este un moment extraordinar de important pentru PSD cu notă internă, dar mai ales pentru țară, pentru că Marcel Ciolacu acolo, domnul președinte Marcel Ciolacu, premierul României, președintele PSD și premierul României și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Eu zic că este un moment T0 de la care pornim noi ca și societate. Pentru că pentru prima dată după cât zeci de ani de administrare
de la Cotroceni Liberală. Vreo 20 și ceva de ani. Da. România are șansa unui președinte, nu vreau să-i spun normal ca și când ceilalți nu ar fi normali, dar unui președinte dedicat țării. Păi am avut un președinte jucător 100% și am avut un președinte care cel puțin în al doilea mandat a devenit jucător. Știți ce m-a surprins în discursul domnului Ciucă la post național de televiziune? Spunea domnul Ciucă ceva de genul că, domnule, gândiți-vă ce ar însemna, a prezis corect faptul că PSD va câștiga alegerile parlamentare și a mizat pe faptul că, domnule, nu putem să avem și președinte PSD și guvern PSD. Nu e normal. Ce, ne întoarcem la anii dictaturii? Păi, domnilor, voi ați creat un dezechilibru atunci când ați avut președinte PSD, PNL și ați pus și premierul PNL? Recunoașteți că ați dezechilibrat situația internă a țării când PSD a câștigat alegerile și voi ați pus totuși primar de la Part Național Liberal, în consiliile în care PSD... Premier, pardon. Domnul Orban a fost atunci desemnat... A fost domnul Orban desemnat premier PNL în consiliile în care Partidul Social Democrat câștigase alegerile. Procentual vorbind, da. Ar fi o normalitate ca în 2024 România să schimbe un pic direcția de mers și să românii să se aplece mai mult asupra importanței votului și să aleagă în funcție de oameni și de ceea ce reprezintă oamenii, candidații. Nu mânați de nu știu ce principii, nu mânați de vorbe în vânt, nu mânați de promisiuni deșarte, ci convinși de fapte concrete. Eu zic că este un moment foarte important și că de alegerea noastră depind următorii 5 ani extrem de importanți, pentru că, atenție, noi avem niște programe europene de pus în aplicare, avem niște programe de respectat pe care, dacă nu le luăm în serios și nu le tratăm cu maximă seriozitate, le ratăm și cu momentele astea noi nu ne mai întâlnim. Trebuie doar să ne uităm puțin înapoi și să urmărim ce a însemnat PSD la guvernare în comparație cu celelalte guverne. Și atunci o să facem diferența și între ceea ce înseamnă PSD la Cotroceni și celelalte administrări. Dăm puțin timp înapoi, scuze că vă întrerup. Dăm puțin timp înapoi, ați preluat, să spunem, frâiele guvernării în România, intrând sau acceptând să coabitați cu cei din PNL, într-un moment în care, nu cred, rămân la părerea că lucrurile nu erau pe traiectoria potrivită. Am avut o alianță PNL-USR-UDMR, să nu uităm pe cei de la UDMR, că au fost parte integrantă, bună perioadă de timp, din acea coaliție. Acum văd că toată lumea uită și zice defuncta coaliție PNL-USR. Nu, domnilor, PNL-USR-UDMR, adică să dăm cezarului ce al cezarului. Ați acceptat să intrați în hora aceasta a guvernării, fiind pe deplin conștienți că dacă ați fi stat în stand-by, ați fi acumulat extrem de mult capital politic, însă situația în România, din punct de vedere economic, din punct de vedere poate medico-sanitar, că era încă nebunia cu pandemia de COVID, ar fi degenerat cu siguranță. V-ați asumat un risc, pentru că o guvernare, chiar și cu un partener de guvernare de 2 ani și jumătate, te erodează din punct de vedere politic și al încrederii populației. Însă nu vreau să imaginez ce ar fi fost dacă nu ați fi făcut această alianță la momentul respectiv. Astăzi nu știu cât de bine ne era din punct de vedere economic. Am văzut tot felul de fantasmagorii economice puse în practică de unii. Nu mai zic oameni politici, că sunt unii. Mă minunez dând timp înapoi. În fine, acum suntem... În primul rând, nu ar fi fost eliminat acel prag de 9,4% din PNRR. Scris cu mânuța noastră de cei care... Scris cu mânuța lor de PNL, USR, da. UDMR. Cu acordul UDMR-ului, că dumneavoastră vă doriți foarte mult să-l aduceți în discuție și pe bună dreptate. Au fost acolo. Corect. Nu ar fi fost eliminat acel prag. Ce ar fi însemnat asta? Că în următorii 50 de ani, până în 2070, domnule, atenție, până în 2070, în România, nu se mai putea schimba nimic în capitolul legat de pensii. Pentru că cinste celor de la USR și PNL au impus în PNRR, adică în fața Comisiei Europene,
pragul de 9,4% din PIB din alocat pensiilor, care nu putea fi depășit. Asta înseamnă că nu ar mai fi existat nicio creștere. Mă credeți când vă spun că au fost depuse eforturi uriașe în fața Comisiei Europene pentru a fi ridicat acest plafon de 9,4%? Pentru condiționat? De vreun procent, nu. Nu, în momentul acesta, de luni, da? Ultima emisiune, da, ultima emisiune, de luni veți putea vorbi de pensii mărite. Noi spunem că așa, că intrarea la guvernare a Partidului Social-Democrat, inclusiv asta a însemnat posibilitatea de a crea această normalitate în rândul pensionarilor, dând posibilitatea recalculării. Ce a însemnat vedeți că toată lumea asociază procesul acesta de recalculare cu majorare. Dom'le, asta a însemnat recalculare. Dar luați-o ca pe o justiție socială. Luați-o ca pe un moment firesc, ca pe o acțiune, ca pe o măsură firească. Sunt foarte supărați cei 17, ceva la sută, procentul acela dintre români, care nu au primit pensii majorate. Din păcate, președintele Casei de Pensii Naționale, domnul Baciu de la PNL, nu a ieșit suficient de eficient în presă să explice oamenilor, să le declare, să le spună că nu le vor scădea pensiile. Domnul Baciu ieri fugea de întrebările colegilor din presa națională. Dar de ce nu explică? De ce nu vrea să înțeleagă că are o poziție care îl obligă la anumite responsabilități? Să le explice tuturor oamenilor că, domnilor, nu vă scade pensia, într-adevăr, pe contributivitate, vouă, primiți o sumă mai mare decât vi se cuvine. Voi primiți mai mulți bani decât vi se cuvin. Că de-aia v-au venit deciziile pe minus. Dar în esență și în definitiv, în practică, pensiile voastre nu vor scădea. Nemulțumirea este foarte mare, pentru că spun cei care au primit astfel de decizii, domnule, dar asta înseamnă că nimeni nu se mărește nu știu cât timp, spuneau ei. Asta e? Domnilor, asta de aici plecăm. Vorbim de contributivitate. De aici plecăm. Vorbim despre contributivitate. Că am văzut foarte multe supărări și în rândul meu, sigur, că dacă ar exista posibilitatea, guvernul ar da pensii mari tuturor. Sigur că dacă ar fi bani, toată lumea ar trăi fericită fără problema zilei de mâine. Dar trebuie să facem cumva această egalizare între categoriile de pensionari. Trebuie să instaurăm cumva normalitatea. Pentru că altfel ce facem? Continuăm în acest ritm al dezechilibrului pensiilor între oameni care în mod corect beneficiază, ar trebui să beneficieze de sume mai mari, dar pentru că nu există o echilibrare a balanței, ei, nedreptatea lor continuă la nesfârșit. Este pentru prima dată în România, în ultimii 30 de ani, când se face această recalculare. Vă imaginați cât de important este procesul pe care tocmai l-am încheiat și cu care începem din data de 1 septembrie. Gândiți-vă că sunt 3.800.000, peste 3.800.000 de români care primesc pensii mai mari. Știți câtă bucurie este în rândul acestora? Eu înțeleg dezamăgirea celor care nu se încadrează în această categorie. Eu înțeleg, pentru că mai ales este vorba de cei cu pensii mici. Și am apropiați care sunt în această situație, de care vă spun sincer că îmi pare nespus de rău. Dar dacă principiul acesta general al contributivității a fost criteriul de la care s-a plecat, nu puteam să facem abstracție în niciun caz de el. Oricum, este un compromis. Această menținere a sumei existente în plată este un compromis, în sensul în care cei care au primit decizii cu 2, 3, 4, 500 mai mici în quantum, da, ei primesc aceștia în continuare vor primi suma pe care că o au în momentul vorbit. Sigur că Mi se pare deja un compromis pe care l-a făcut statul român. Domnilor, nu vrem ca scopul guvernării sau politica sau filozofia guvernului PSD este acela de a susține, de a sprijini și de a aduce un plus în ceea ce privește nivelul de trai al românilor. În niciun caz, niciodată, PSD, când s-a aflat la guvernare, românii nu au avut de suferit. Niciodată. Au avut de suferit doar în momentul în care au fost guverne liberale. Și haideți să vă aduc aminte 2021, când Partidul Național Liberal
ar fi trebuit, cred că Raluca Turcan era atunci ministra muncii, să majore, domnule, era lege, când e lege, nu-i tocmeală, noi nu facem, adică nu negociem legea. Vedeți, asta au făcut. Ei au încălcat legea. Spunea clar, trebuie majorate conform legii doamnei Olguța Vasilescu din 2017, pensiile românilor trebuiau crescute cu 40%, le-au crescut cu 14%. Cu 14%, cei care acum își rup hainele de pe ei, că uite ce nenorocire face Partidul Social Democrat, cei de la PNL și cei de la USR, care spun, Doamne Dumnezeule, nenorociții de la PSD au crescut pensiile românilor, doamnelor și domnilor, ce nenorociți sunt. Ei au încălcat legea. Păi nu putem să permitem așa ceva. Ei nu au ce să... Și spuneați dumneavoastră că atunci când a intrat la guvernare Partidul Social Democrat și-a asumat inclusiv riscul de a scădea în sondaje, să știți că am fost foarte conștienți de acest lucru, pentru că, din păcate, în România, partidele aflate în opoziție sunt mai, cum să vă spun eu, li se dă o șansă prea mare. Pentru că toată retorica lor se bazează pe atac. A, e pe anti. Anti orice. Da, toată retorica lor se bazează pe combaterea tuturor măsurilor. Vă imaginați cât de inconștienți sunt încât ne combat, ne atacă și pe faptul că s-au majorat pensiile? Vă imaginați cât de inconștienți sunt acești acum oameni? Acum ultima găselniță. Mă întreb și eu, oare eu, om, care am câștigat 2.500-3.000 la pensie, 1.500, cât am luat? Îl aud pe cel care spune că este o nenorocire de măsură și că ce răi sucind de la PSD, oare ce e în sufletul oamenilor acelora? Mă întreb și eu așa, că nu vorbesc, adică din păcate vorbesc doar cei care nu au primit acești bani în plus. Și înțeleg, îi cred. Pentru ei nu s-au pus decât acei 13% de la începutul anului, da? Când a fost la 1 ianuarie, n-au fost majorate pensiile, da? Nu au mai beneficiat de majorări la recalculare. Îi înțeleg. Sunt convinsă că în anii care urmează, cum au crescut salariul minim în România, cum s-a introdus acel mecanism de creare a salariului mediu european introdus și în România, iată, și la pensii vorbim de o indexare anuală, ceea ce înseamnă că și în cazul lor, în niciun caz nu vor scădea. Asta e altă găselniță a celor care combat această măsură. Spun ei, domnule, nu vă scad acum, că urmează alegerile, dar stați liniștiți că din 2025 celor care v-au venit decizii pe minus vă vor scădea pensiile. O minciună mai mare ca asta nu există. Nu există. Nu vor scădea pensiile și să înceteze odată cu dezinformarea, pentru că le fac oamenilor rău. Le fac oamenilor rău. Celor care sunt în această situație le fac foarte mult rău. Mai am un exemplu pe care vreau să-l dau, pentru că mi se pare normal să prezentăm lucrurile așa cum sunt. Și aspectul pe care vreau să-l evidențiez nu este unul negativ, ba din contră. S-a propus, acum am văzut că se contestă pe parte de constituționalitate, neimpozitarea sumelor de până în 3.000 de lei. O decizie bună, dacă mă întrebați pe mine, sunt 3.000 de lei munciți, oamenii au ajuns la o vârstă la care au nevoie de medicamente, de multe, și au muncit o viață pentru a ajunge la vârsta asta. E, acum se caută tot felul de elemente de nelegalitate încât să nu... Ce înseamnă asta, doamnelor, domnilor, pentru cei care poate nu știu? Ați avut, să spunem, înainte de recalculare 2.500 de lei, da? Vi se impozita suma de 500, ce depășea suma de 2.000, da? Bun, acum, să spunem, după recalculare aveți 3.200 de lei. Cei 3.000 nu vi se vor impozita, vi se va impozita ceea ce depășește suma de 3.000. Exact. Deci înainte vi se impozitau cei 500 peste 2.000, acum dacă vi s-a mărit cu 700 de lei, vi se va impozita suma de 200 de lei care trece de pragul de 3.000. Bine, după ce se vor lămuri că este constituțională această decizie, că și acum asta este găselința. Doamne, nu e în regulă. Nu știu. Noi le spunem celor care se zbat cu atât de multă ardoare să ne conteste și să conteste această lege, să stea liniștiți, să se așeze, să doarmă în continuare în fotoliile lor, pentru că ei nu sunt în stare să vină cu noi măsuri, ci doar să conteste ceea ce facem noi, ceea ce nu este deloc drept.
Nu este drept față de noi, nu este drept față de românii care, aproape 4 milioane de români care acum se bucură nespus de mult pentru majorările și pentru veștile bune pe care le-au primit de la casele de pensii, prin care sunt anunțați că le vor crește pensiile. Și în continuare, ei și după 2025 se vor așeza din nou la somn, pentru că lor le stă foarte bine în opoziție și îi invit să rămână acolo. Ei nu pot fi la guvernare pentru că ei nu pot genera măsuri constructive. Atât timp cât singura ta preocupare este să combați că se va face drumul expres, da, aviz celor de la USR. Mai nou am văzut că cei de la PNL și-au schimbat retorica și-au dat seama că nu mai există efectiv nicio piedică. Acum e prezentată ca o realizare de către cei de la PNL. Am văzut, dar parcă mi-e și rușine de rușinea lor. Eu vă spun adică sincer. Mie mi se pare superb că iată ați reușit să le induceți colegilor de coaliție. Visul lui Weber a devenit realitate, visul pentru Mihai cei de la Weber PNL, nu? Este realizare pentru cei de la PNL. Asta mi se pare magistral. Da, mă, eu mă bucur mult. Eu mă bucur mult că și ei au ajuns ca să se bucure pentru visul nostru. Nu, acum râdem, glumim. Eu vă spun că atunci când nu ai, nu prea ai despre replică, ce da, să vorbe. Nu, că nu ai chiar nu ai replică, adică da, mie îmi strânește cumva amuzamentul. Asta e atmosfera și la nivelul colegilor din Partidul Social Democrat, care, Doamne, când îi vedem frumos cu markerul la tăbliță și explică unde va fi pe unde va fi traseul și ce trebuie făcut la... Adică vă imaginați că în momentul în care se elaborează un studiu, gândiți-vă că noi am propus drumul expres și au venit cei care au făcut studiul traseului și au spus, stați că ăsta de la Filiaș la Craiova nu poate fi drumul expres pentru că este intens circulat și ăsta are regim de autostradă. Că nu vine nimeni de la Gorj sau X și Y și spune, știți, noi am vrea și aici să puneți o panseluță, mai puneți și aici o floricică. Și nu, domnule, sunt niște oameni extrem de bine pregătiți care elaborează aceste dacă studii. Dacă nici în domeniul ăla, da? Dacă și acolo aganjăm habarniști. Corect. Facem? Și atunci, când, în momentul în care vedem că visul nostru devine realitate chiar și pentru ceilalți, eu zic că este o mare reușită în dreptul Partidului Social Democrat, în dreptul domnilor președinței Partidului Social Democrat. Să știți că nu a fost ușor, pentru că nu mai luăm în calcul, ca o paranteză, am văzut că încercau să se agațe, adică chiar sincer, eu mă întreb dacă ei au vreun moment simțul penibilului să spui că președintele Weber a votat împotriva propriului proiect, înseamnă că cel puțin o doagă lipsește. Pentru că nu mai vorbesc despre întrebările, interpelările care au fost adresate dinspre domnul președinte tuturor miniștrilor transporturilor de-a lungul celor 6 de prin 2007-2018 până în momentul de față, care sunt clare pe site-ul Camerei Deputaților, adică alea chiar nu pot fi inventate. Să spui că a votat împotriva propriului proiect, ești labil la cap. Vorbesc foarte serios și ar trebui să se gândească bine la ce scot pe gură, că scot numai aberații și chiar induc în eroare, dar na, știți cum e, până la urmă oamenii sunt inteligenți, gurjenii sunt inteligenți și nu cred că se apleacă foarte mult spuselor lor. Să... Dar eu vă spun așa, că a fost greu, a fost o muncă foarte grea, pentru că din toate județele au fost depuse foarte multe proiecte. Vedeți în ce ritm se construiesc drumuri în momentul de autostrăzi, drumuri expres și așa mai departe în România. Se construiește masiv în România și nu luați de bun ce spun eu. Ieșiți în stradă. Duceți-vă spre București să vedeți pe câte șantiere se lucrează. Spre deosebire de mandatele altor miniștri ai transporturilor, în ultima perioadă, de când la conducerea Ministerului Transporturilor este domnul Grindeanu, care mi se pare un om destul de cerebral și de meticulos în ceea ce face, se văd rezultate în teren. Sigur, am mai avut miniștri așa hiperactivi pe Facebook și cam atât, de transporturi zic, nu mă bag la alte domenii, însă în teren nu prea vedeam. Am și scris ceva pentru susținerea ceea ce zic acum. Dacă s-ar fi construit în acești 34 de ani măcar jumătate în fiecare an de cât s-a construit în ultimul an, astăzi România ar fi fost departe în ceea ce înseamnă drumurile. Exact. Adică de un an și jumătate, doi, se vede activitate intensă pe partea de infrastructură rutieră. Eu aștept și sunt pași și în direcția asta și pe partea de infrastructură feroviară, pentru că nu au idee ce înseamnă lucrul ăsta. Wow, dar ați atins un subiect foarte important. Să știți, infrastructura de transport pe cale ferată este
în momentul de față și cred că în mandatul domnului Sorin Grindeanu cunoaște cea mai prolifică perioadă din ultimii, nu știu câți ani. Gândiți-vă că în momentul de față în România sunt în testare trenuri noi care nu puteau circula, care până în momentul nu puteau circula, ele sunt în faza de omologare, astfel încât să fie aduse în jur de 30, dar nu vreau să vă dau eronat cifre, dar în câteva zeci de trenuri noi vor fi aduse după ce acestea aflate în testare vor fi omologate. După ce au fost investite sume colosale în modernizarea căilor ferate. Pentru că știți cum e. Dar ca mai e și aici, dar s-au făcut pași importanți. Da, ca să vii cu trenuri noi, trebuie să ai și infrastructura extraordinar de bine pusă la punct. Nu poți pune săgeata albastră pe o cale ferată care nu reprezintă siguranță, care nu ne dă siguranță. Este foarte important subiectul pe care noastră l-ați deschis. Nu-l cunosc în de aproape și în detaliu. L-am urmărit pentru că mi se pare foarte important. Da, mi se pare foarte important subiectul și foarte important că, și plus că există o oportunitate în momentul de față pentru România să obțină bani europeni pentru a dota tot ceea ce înseamnă infrastructura feroviară cu trenuri noi, să investească bani în infrastructura de transport pe cale ferată și așa mai departe, inclusiv pentru modernizarea stațiilor CFR. Există bani pe care îi vom lua de la din bugetul Uniunii Europene. Acest lucru este foarte important și de asta spun că nu a fost ușor ca drumul expres să se afle pe lista celor drumurilor finanțate în România, pentru că au existat solicitări din toate părțile. Ei, cu toate acestea, datorită implicării domnului președinte, și domnule, cine nu mai poate nimeni contesta faptul că acesta este proiectul susținut și dus până la capăt de președintele PSD Gorj, domnul Mihai Weber, drumul expres și autostrada Târgu Jiu-Craiova. Iată că lucrul acesta a fost posibil și se leagă. Domnule, mie mi se pare că în ultimii ani ni se leagă și nouă lucrurile, ca să spun așa. A răsărit soarele și pe strada noastră, pentru că, iată, vorbim despre un drum expres aflat în aproape la finalul etapei de scoatere la licitație. Au fost scoase 5 din cele 6 loturi, iar cel de-al 6-lea, probabil la începutul săptămânii viitoare, dacă nu la sfârșit cel târziu, va fi scos la licitație. Și sigur, sunt persoane, entități care vor licita pentru acele termenele de depunere a ofertelor sunt scurte, de doar 2 luni. Deci nu așteptăm un an de zile să depunem ofertele pentru aceste proiecte. Sunt termene scurte, de doar 2 luni, în care cei interesați de construirea... și ăsta a fost și motivul pentru care au fost scos pe 6 loturi la licitație, pentru a se apuca de lucrări pe mai multe fronturi, să nu dureze foarte mult execuția. Iar din momentul în care a fost atribuită licitația, inclusiv procedurile au fost simplificate pentru a urgenta termenele de finalizare ale acestor obiective. Că dacă ne ducem iarăși ca și cu centura municipiului Târgu Jiu pe 16 ani, pe 50 de ani, dar nu mai este nicio șmecherie, ca iunie să spun așa. Iunie 2016 trebuia finalizat. Bun, atunci noi spunem așa, domnule, în momentul în care el va fi dat atribuit, da? Contractul va fi atribuit, da. 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Dar atenție, mare parte din proiectare este deja făcută. Și asta ne dă încredere că ele pot fi date în folosință și mai devreme. Adică și se va pune prima piatră mai devreme decât... Se va circula mai devreme decât ne imaginăm pe ele. Asta e speranța mea. Sigur, unii o să spună, domnule, fata asta visează, nu știe despre ce vorbește, dar uitați că s-a putut pe tronsonul de pe Valea Oltului. Da? S-a lucrat mai repede. Știți că a fost nebunia. Domnule, cum poate Grindeanu? Unde este Ciolacul? Cum s-a închis circulația pe Valea Oltului în timpul zilei? În perioada a 7:30 eu vă cred, dar gândiți-vă, după ce ministrul transporturilor a explicat din fir a păr care au fost motivele pentru care s-a luat decizia închiderii, decizia era pe timpul zilei, era extrem de pertinentă. Da. Vorbeam despre siguranța oamenilor, vorbeam despre... Pe, a încurcat o țară întreagă, dar au făcut în așa fel încât lucrările, în etapa în care s-a lucrat, da, să fie terminate mai devreme. Se poate și în România. Să știți că nu vorbesc despre lucruri mari, vorbesc despre lucruri normale. Și spun că se leagă lucrurile și la nivelul județului Gorj. Știți de ce? Pentru că vorbim despre un drum care va intra în execuție, drum de mare viteză Târgu Jiu-Craiova. Vorbim despre includerea operei lui Constantin Brâncuși în UNESCO, atenție! Care iarăși părea așa fantasmă pentru noi. Părea o iluzie pe care, sau nu știu, o fata Morgana pentru noi toți. Dom'le, când va fi, dacă va fi? Și a fost.
s-a întâmplat ca opera lui Constantin Brâncuș să fie incluse în patrimoniul UNESCO. Ei, este un moment extraordinar de important de la care plecăm în ceea ce privește dezvoltarea nu doar a municipiului Târgu Jiu, ci a întregului județ și a zonelor din apropierea județului Gorj, care din acest moment capătă o altă, o ia pe un alt drum, mai clar vorbind. Lucrurile acestea se întâmplă concret în județul Gorj și eu am încredere că 2024-2028 în județul Gorj se vor întâmpla lucruri bune pentru noi toți, lucruri care să ne facă mândri că suntem gorjeni și să ne determine să rămânem în județul Gorj și să ne dezvoltăm aici acasă. Suntem la final de emisiune, stimată doamnă, mulțumim pentru prezență. Eu zic că s-au mai lămurit din poate dilemele unora sau altora. Sunt convins că cei care ne-au ascultat trag concluziile de rigoare. Mulțumim pentru prezență și putere de muncă vă dorim. Știm că n-aveți un final de vară, început de toamnă liniștit, chiar dacă, repet, nu răzbat multe. Știm că este activitate în PSD și nu numai în PSD, dar acum de dumneavoastră vorbeam, pentru că trebuie să gestionați eficient perioada imediat următoare. Când programul pe care îl aveți vă permite, cu mult interes, vă așteptăm la o nouă emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult, să știți că aveți foarte mare dreptate. Urmează o perioadă destul de aglomerată, plină, pentru noi toți. Începe școala, fiecare dintre noi avem copii și știm ce înseamnă când sunt cei mici la școală, cât de mult timp presupune lucrul acesta. Și activitatea politică este extrem de încărcată. Uite, iată, debutează precampania, campaniile electorale care vor fi prelungite. Preluarea mandatelor aleșilor locali, dar mai cu seamă sunt foarte multe proiecte care nu au fost suspendate pe perioada verii, s-a lucrat în continuare la nivelul județului Gorj, mai sunt foarte multe proiecte pentru care și primarii și domnii primari se zbat foarte mult și pentru lucrul acesta îi apreciez foarte mult. Să știți că poate nu se vede din afară, dumneavoastră le mai cunoașteți, că vorbiți în fiecare zi cu domnii primari, dar din punctul meu de vedere, aleșii locali, primarii din județul Gorj, merită tot respectul nostru și toată aprecierea urmăritorilor dumneavoastră, pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă datorită dumnealor. Și știți cum este, ca la școală, nu te zbați, nu vrei... Nu pică din cer. Fără muncă, fără implicare, fără determinare, fără dragoste față de comunitățile pe care dumnealor le reprezintă, nu se face și nu se întâmplă nimic. Ori acolo unde nu există aceste calități, se vede. Corect. Încă o dată mii de mulțumiri pentru prezență. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatei noastre, să aveți, așa cum îi place să audă și lui Marian Stănoiu, o zi mai frumoasă ca vremea de afară. La revedere! Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Ionuț Catrina.